în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt, pentru că zic să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Probabil că și anul acesta, ca în fiecare an, s-au făcut urări și ați primit urări în care am urat și ni s-a urat un an bun, un an binecuvântat, un an în care să prosperăm din toate punctele de vedere, și probabil că nu e un lucru rău. Fiecare dintre noi, toți, ne dorim să avem un an bun, un an în care să ne meargă bine spiritual, material, din toate punctele de vedere. Și nu e o dorință rea. Dar dacă anul în care am intrat nu o să fie un an bun, ci o să fie un an de luptă. Interesant că nu prea ne dorim un an cu lupte, un an în care să ne luptăm cu noi înșine, cu firea noastră, un an în care să ne împotrivim diavolului, un an în care să ne luptăm pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Niciunul dintre noi nu ne dorim luptă și nu ne dorim greutăți, dar cu toate astea nimeni nu ne garantează un succes așa facil. Adică doar ne rugăm Domnului pentru prosperitate, pentru pace și toate lucrurile merg bine. Avea Traian Dorzu un vers care îmi vine în minte, care zice ceva de genul: în cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat, și în împărăția lui Dumnezeu se ajunge prin suferințe și prin lupte. Da, Domnul dă și pace, da, Domnul se îngrijește în mod special de copiii lui și îi binecuvintează, dar pe lângă asta le dă și suferințe, le dă și lupte. Ei au și îndoieli, au și momente de poticnire, de cădere, și toate astea vin ca Domnul să ne poată înfățișa înaintea Lui și să putem spune într-o zi numai harul. Să putem spune că am stat în picioare pentru că a fost harul Lui lângă noi. Poate că dacă am ajunge în cer fără să facem niciun efort, fără să avem lupte, probabil că am avea tendința să ne asumăm merite, dar toate meritele sunt ale Lui. Și întotdeauna când cineva își arogă merite și spune: Domnul a fost bun cu mine că și eu am dat zeciuiala, Domnul a fost bun cu mine și m-a binecuvântat și am mașină nouă pentru că am mers în misiune pe nu știu câte sate, și pentru că am fost așa de bun față de Domnul și am făcut lucrarea Lui, mi-a dat și El niște chestii înapoi. La Dumnezeu nu funcționează lucrurile așa și cu El nu ne târguim. Lui se cuvin toate, și de asta când unii spun chestii de genul: am făcut destul pentru Domnul, eu am făcut foarte multe pentru Domnul, ar trebui să aibă o stare mai smerită și să gândească mai bine. Scriptura ne spune că atunci când am făcut absolut tot ce trebuia să facem, nu suntem decât niște robi netrebnici. Mai mult ni se spune că faptele bune pe care noi trebuie să le facem și în care trebuie să umblăm ne-au fost pregătite dinainte, mai dinainte, și asta automat înseamnă că nu-i meritul nostru. Într-o discuție recentă despre ce înseamnă doctrinele Harului, ce înseamnă să fii mântuit prin Har, ce înseamnă perseverența în sfințenie, cineva spunea: da, dar vezi că astea sunt foarte complicate lucrurile, și până la urmă pentru bătrâna de 80 de ani din nu știu ce sat care merge la adunare, nu contează toată teologia asta și toate lucrurile astea. Și am spus: da, adevărat, nu contează. Dar dacă bătrâna aia se încrede în meritele Domnului Hristos, da, va ajunge în cer și a înțeles teologia corectă. Dacă bătrâna aia crede că pentru că a dat ouă de casă unei vecine și a mai făcut nu știu ce fapte bune în viață, de aia ajunge în cer, slabe șansele ca să ajungă la Domnul în prezența Lui.
Deci teologia e foarte simplă, nu e grea. În cer nu o să umble nimeni să se laude, uite ce cunună frumoasă am, pentru că eu am făcut-o, eu o merit. Și o împărțim cumva slava cu Domnul, nu toată slava a Lui. Vedem imaginea din Apocalipsa cu bătrânii care primesc cele mai glorioase coroane și n-au nicio clipă tendința să și le asume, să spună sunt ale noastre și într-adevăr le merităm, ci le aruncă la picioarele Domnului, le aruncă la picioarele tronului, pentru că știu și știau foarte bine a cui sunt meritele. Putem citi câteva versete și din 1 Corinteni, de la capitolul 9, de la versetul 23, Apostolul Pavel spune așa: fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște sau publice, se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Sunt două aspecte, unul de luptă și unul de activitate sportivă. Și Pavel revine cu lucrurile, cu galeria marilor sportivi. Vine cu și prezintă cursa creștină ca o arenă în care suntem priviți de lume, de lumea cerului, de oștile cerești. Cum alergăm în lupta asta? Avem și exemplul lui personal și el spune, alerg, dar nu oricum, alerg în cursa în care a alergat și Domnul Hristos, calc pe urmele pașilor lui. Și întotdeauna cei care au fost pe la sală cândva sau dacă te duci la o sală de sport, fie că e vorba de basket, fie că e vorba de box, că Apostolul Pavel vorbește despre o luptă asemănătoare cu boxul aici, știe, acolo pe pereții unei săli există portrete înrămate sau postere cu mari sportivi, cu mari boxeri care au făcut carieră. Și de asta e bine ca să știm de unde venim și încotro mergem. Toți își pun întrebarea, dar oare de ce nu merg bisericile? Trăim vremea în care bisericile nu mai merg bine. Oare trebuie corul mai mare? Oare trebuie membrii mai serioși puși în comitet? Care-i trebuie sărbarea mai frumoasă de Crăciun făcută? Ceva nu merge. Trebuie să fie activități mai multe cu tinerii. Ce să fie oare? Care-i problema? Că vin femeile cu pălărie și nu vin cu batic. Poate că asta e problema. Tot felul, oamenii găsesc tot felul de soluții superficiale, fără de fapt să vadă că a fost părăsită Evanghelia Harului lui Dumnezeu și că temelia, direcția cursei nu mai este cea potrivită. În momentul când fundamentele sunt bune, restul lucrurilor se rezolvă. Dar în momentul în care nu știi încotro alergi, în momentul în care nu știi cine ți-e adversarul, n-ai cum să alergi bine și n-are cum să fie bine. De asta fiecare să ne întrebăm, știm direcția în care alergăm, știm ce cere Domnul de la fiecare dintre noi, știm ce cere Domnul de la adunările Lui și dacă știm, să ne întrebăm dacă alergăm în cursa asta bine și dacă nu cumva dăm cu pumnul în vânt. Și e foarte important să știm să pierdem luptele mici ca să le câștigăm pe cele mari. Câteodată ne chinuim să argumentăm și să dăm cu pumnul în vânt pentru lucruri mici, când de fapt problema omului care vorbim e una mai adâncă și mai importantă. Și Domnul să ne ajute să înțelegem că nu bătându-ne cu morile de vânt sau dând cu pumnul în vânt, adică având grijă de tot felul de lucruri minore, rezolvăm sau atingem sufletul unui om, ci atacând problema la rădăcină, la temelie, la fundamente. Se predică astăzi și am mai spus asta și foarte des se aude în biserici despre trezirea spirituală, despre viața creștină ca fiind așa o cursă foarte directă către cer și foarte rapidă, toate sunt bune, toate sunt frumoase.
Dar cei care trec prin lupte și dacă ai parte de un an în care ai avut parte de lupte și de suferințe, nu poți ajunge în cer cu armura întreagă. Și imaginea care, pe care o am cu privire la învingătorii care ajung în cer, nu cred că e o armată de oameni mândri, cum erau cavalerii de pe vremea cruciadelor, care veneau cu așa ca pentru poză, cu cai impecabil și cu armura impecabilă și cu haine spălate și primenite. Cred că e o armată de oameni obosiți, de oameni cu armura ruptă, cu scuturile sparte, obosiți de luptă și de greu. O armată pe care Domnul așteaptă cu răsplătirea, pentru că El are milă și El știe ce-i suferința. Foarte interesant, ni se spune în Galateni, în capitolul 6, la versetul 9, ni se spune să nu obosim în facerea binelui, că la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Și acolo termenul, m-am uitat pe interliniar, e leșina de oboseală. Foarte interesant versetul. În cer n-ajung biruitorii ca și cum s-ar fi luptat și ar fi știut dinainte tot scenariul. Există profeți care profețesc fiecărui lucrător cum o să aibă succes și așa mai departe. Nu, Domnul îi trece pe lui prin suferință, îi trece prin valea umbrei morții, prin valea plângerii. Și cei ce rămân în picioare, rămân obosiți, dar rămân lângă Domnul, pentru că El e Cel care îi susține. Și există probleme ale vieții, lucrurile mărunte de zi cu zi, care macină pe fiecare alergător sau pe fiecare luptător în armata Domnului. Există lupta aia cu tine însuți, cum am spus. Există luptele cu inamicii adunării, cu inamicii Domnului, cu așa numiții frați necredincioși. Există războiul ăsta de uzură, care îi obosește și care îi face să fie de multe ori deznădăjduiți pe cei ce sunt ai Domnului. Dacă Ioan Botezătorul, după viață de luptă și de propovăduire, ajunge la final să se îndoiască de Domnul Hristos, cu atât mai mult noi care nu putem spune ca Ioan că am fost umpluți cu Duhul Sfânt din pânzăcele mamelor noastre, cu atât mai mult noi avem tendința să obosim, avem tendința să disperăm, să ne fie frică. Dar avem și promisiuni, pe de altă parte. Și ni se spune așa, în 1 Corinteni 15, la versetul 57, ni se spune așa, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Biruința nu ne o luăm noi, pentru că suntem buni sau pentru că suntem tari sau pentru că ne rugăm mai mult sau mai puțin. Biruința o avem dată în Domnul Iisus Hristos, care a biruit totul pentru noi și care ne-a deschis o cale prin care putem birui și noi. Și în 2 Corinteni, capitolul 2, cu 14, ne spune că El ne poartă în carul Lui de biruință. Tot o noțiune războinică. Până la urmă, în trecut, în antichitate, carul de război era unul dintre cele mai rapide și mai eficiente arme pe care le putea avea o armată. De asta Dumnezeu nu îi lăsa pe israeliți să aibă care, cai, tocmai ca să nu se bizuiască pe ele. Tocmai ca să nu creadă că victoria le aparține lor. Victoria trebuia să fie a Domnului. Și Domnul spune, carul aparține Lui, caii sunt ai Lui și noi suntem luați. Ni se face harul să avem parte de victorie pentru că El e tare, pentru că El are puterea. Și noi suntem doar niște umile instrumente. Așa că pregătirea pentru lupta de anul ăsta trebuie să fie bazată pe Domnul și pe meritele Lui. Și să fim conștienți că vom avea parte de suferințe, vom avea parte de încercări, vom avea parte de lovituri, poate o să fim deznădăjduiți, nu o să știm în ce parte să o apucăm, sau o să ni se pară că se termină tot într-un anumit punct.
Și poate că urarea cea mai potrivită ar fi să ne luptăm bine anul ăsta. În anul care a trecut, cred că am avut parte de răspuns la o grămadă de rugăciuni. Și am avut parte de minuni de la Domnul, în multe privințe. Și ar trebui să ne aducem aminte de lucrurile astea, pentru că nu fiecare an este la fel. Și să le scriem așa, în inimile noastre, ca într-o carte de aducere aminte, să știm că Domnul a fost bun cu noi. Și să ne luptăm pentru credința pe care El a dat-o Sfinților odată pentru totdeauna. Contează. Contează ce crede o adunare a lui Hristos. Contează cum e onorat El. Vedem în jurul nostru oameni care spun, pe mine nu mă interesează de baptiști, de pentecostale, important e ca Biserica Universală să prospere. Da? Când nu mai știi de ce ai un nume, când nu mai știi de unde vii și încotro mergi, cum te lupți? Pentru ce te lupți? Ce sens mai are vreo luptă? Când toți sunt buni și nimic nu mai contează. Contează să fii sincer, mi se spune. Mi se spune în Apocalipsa că mireasa lui se pregătește. Și dacă într-adevăr suntem și ne considerăm mireasa lui, să ne lucrăm haina asta din insubțire cu faptele neprihănite și să dea Domnul să avem cea mai frumoasă haină. Să ne ajute să luptăm ca pentru ea. Cred că e cea mai frumoasă dorință pentru anul ce vine, pentru anul ăsta. Domnul să ne ajute. Amin. Amin.